Mulțumesc pentru încrederea acordată și mă voi strădui ca lucrările Consiliului Local să decurgă normal. După cum am fost înștiințat, ordinea de zi pentru această ședință este următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind acțiune specială. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cadru de colaborare în zidul, în proiectul zidului neștiinții sau a piramidei creației din cadrul complexului arhitectural Ecopark Cultural Urechești. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ADIP pentru anul 2016 și pentru completarea ordinei de zi, un referat privind o rectificare bugetară. Supunem la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Inclusiv modificarea cu rectificarea bugetară. Da. E cineva care nu are nimic. Am înlămurire cu raportul pe strategia de dezvoltare. Da, nu l-am raport, că nu l-am avut. Da. Deci eu aprobat cu 12 vote, da? Da. Deja fac cu 12 vote. Două precise verbale, nu? Supunem la vot procesele verbale de luna trecută. Cine este de acord cu procesele verbale? E cineva împotrivă? Două sunt. Procesele verbale din luna asta, nu? Da. Luna asta. Unii sunt data și după aia noi. 4 și de 4 și 18. Da, da, 4 și 18. Pentru data de 18. 4 și 18. Hai, luați-le pe rând. 4. Luați-le pe rând din 4, spunem la vot. Da. Pentru cea de 4, procesul de verbal, ce este de acord? Deci, împotriva? Unanimitate. Nu. Împotriva? Eu v-am spus, am luat din lămurire aici, am plecat cu domnul secretar. Deci sunteți împotriva, de acord? Da, după cum ați scris, nu consider că reflectă ce s-a întâmplat în ședință, ordinea lucrurilor. Da. Deci, 12. Domnul Lombogănin, 12. Da, împotriva. Procesul verbal de la 18. Cine este de acord cu procesul verbal? Sunt de acord, am făcut o modificare. Și altcineva? Abținere. O abținere și o contra. Nu-i contra, am de adus doar secretarul. De asta mă abținere. Un amendament. Deci, așa. Și domnul... Da, am de adus un amendament. Deci a spus așa, în legătură cu gardul de la centrul de recreere, eu nu am spus că gardul, nu am considerat că gardul strică imaginea centrului de recreere. Am spus proiectul gardului. Deci asta să înțelegi, nu am spus că nu sunt de acord cu gardul, că strică imaginea. Da, trebuie gard, dar cum este el proiectat? Și am înțeles că, nu că am înțeles, am văzut că s-a făcut cum... Deci proiectul gardului, da? Deci este corect așa? Domnul secretar, vă rog, după aceea să înțelegi că eu am fost împotrivă sau nu eram de acord. Proiectul gardului strică imaginea? Nu. Deci cum a scris dumneavoastră, am spus eu că strică imaginea, dar am spus cum este proiectat gardul. Deci proiectul. Da, proiectul gardului, nu că gardul în sine. După aia s-au adus modificări, am văzut. Da. Vă mulțumesc. Putem începe, nu? Da. Domnul Doar, putem începe. O să începem astăzi foarte rapid. Și o să debutăm, deci, cu partea socială, care este principala temă de discuție pentru astăzi. Așa cum ați văzut și din referat, la componenta socială, ca de altfel în toate zonele de interes comunitar,
Am încercat să fie un material cât se poate de obiectiv, axat pe cifre, în așa fel încât să ne facem o imagine foarte, foarte precisă, cam unde ne aflăm. În linii generale, pot spune că față de anul trecut, situații spectaculoase nu s-au înregistrat. În schimb, pot spune totodată că am încercat să creăm posibilitatea ca, începând cu luna august anul trecut, odată cu debutarea programului Aurora pentru a identifica cel mai bine prin parteneriatul pe care l-avem cu UNICEF-ul, am încercat să identificăm cât mai precis situația de vulnerabilitate din mediul rural și din comuna Urechești în special. Și în condițiile astea să aflăm precis care sunt cu adevărat locuințele, casele, zonele cu problemele cele mai mari. Doamnele care s-au ocupat au încercat Adriana. Să facă o monitorizare Adriana. Complexă. La Moise. Deci am încercat să fac o monitorizare complexă și din ce am văzut, imaginea rezultată este concludentă și totodată cred eu că trebuie avut în vedere ca măsurile pe care administrația locală în asociere cu statul care trebuie să-și reașeze, cred eu, pe linia asta de asistență socială un pic obiectivele, să găsim formule prin care, dacă formule cu deosebire active, prin care să putem să gestionăm mai eficient componenta socială. Deci aici spuneam că a fost monitorizat un număr de 1018 locuințe și s-au găsit 214 gospodării cu vulnerabilitate. Vulnerabilitate generată de situația materială, de gradul de sărăcie a celor familii. Deci la componenta venitul minim garantat. Venitul minim garantat este o activitate la fel de complexă pe care timp de 12 luni de zile o monitorizăm și încercăm să găsim formule prin care oamenii care doresc să intre în structura de asistență socială la venitul minim garantat să aibă și șansa totodată să găsească și de lucru. Constat cu regret că s-a ajuns în situația în care asistența socială la venitul minim garantat creează, cred eu, un blocaj. În situația în care intrarea în asistența socială la venit minim garantat se face de la vârsta de 18 ani, să spunem, nu cred că e o soluție foarte bună ca tinerii să poată debuta cu adevărat în viața socială. Și aici am tot încercat în diferite mijloace să-i determin pe cei care doresc să acceseze venitul minim garantat, să regândească strategia personală, în așa fel încât să meargă pe ideea de a-și găsi un loc de muncă, unde ar primi și mai mulți bani, unde ar avea și asigurări plătite și de unii cred eu că s-ar împlini și el ca persoană, ca individ. Deci la capitolul ăsta cred că trebuie mai mult lucrat și găsite formule care să-i stimuleze și pe oameni. Deci noi ca și administrațiilor care avem obligație să ne gândim permanent la lucrul ăsta și o fac cât pot și am făcut-o împreună cu dumneavoastră, dar totodată cred că și legislația trebuie să fie puțin mai restrictivă. Adică să găsească forma prin care prima soluție a celui care debutează în viața, să spunem, activă, să fie cea de a-și căuta un loc de muncă. Cred că ar fi una din condițiile de bază. După aceea, dacă în situația în care omul nu găsește și nu găsește, să se ajungă în situațiile de protecție socială, dar și asta e o perioadă foarte scurtă. Vă dau exemplu de anul trecut. Am adus la Urechești, am făcut un târg al locurilor de muncă cu niște oferte destul de interesante pe teritoriul României, unde disponibilitatea multora a fost aproape nulă și asta nu este deloc bine. Deci nu cred că e corect ca atunci când
când se oferă condiții de a câștiga mai bine, să nu facem lucrurile astea. La celelalte moduri de asistență socială, alocații de stat, indemnizații, toate sunt în limitele legii, nu au fost niciodată probleme în natură juridică și am încercat să le rezolvăm cu promptitudine. Cred eu că ultima măsură de natură socială, cea cu care este legată de participarea copiilor la grădiniță. Da, da. Și astăzi o să trebuia să o aprobăm cu toții. Da. Face parte, de fapt, tot din pachetul ăsta de măsuri cu caracter social. Și aici aș spune că este benefică, este pozitivă inițiativa legiuitorului, dar, în schimb, eu, ca persoană, și cred că majoritatea dintre noi, o văd puțin forțată pe ideea de a încerca permanent să sprijinim pe o anumită categorie socială, în timp ce pe alții să îi obligăm să contribuie cu resurse financiare pentru... Așa mi se pare că aici trebuie găsit o formulă de echilibru între drepturile copiilor de a primi sprijin indiferent de veniturile familiei. Pentru că a merge la grădiniță, cred că este și în interesul celor bogat, dar și celor săraci, deodată. Da? Deci, iar relativa exprimare, să spunem, bogăția, mai ales în zona rurală, nu e atât de mare diferența între cel bogat și cel sărac, hai să fim foarte serioși. Avem o anumită uniformizare și nu cred că unul care are cu 100 de lei în plus sau 200 de lei ca venit și îl scoate din calculul stabilit de legiuitor, este mai bogat cu mult decât ceilalți. Deci aici legiuitorul ar fi trebuit să dea șanse egale la toți copiii. Asta e părerea mea, dar asta este situația. Deci, cu siguranță că o vom vota, vom trece la procedura legală de achiziție, vorba de niște cupoane care se preiau, să achiziționează cu ajutorul școlii, care trebuie să monitorizeze permanent prezența copilului la școală. Deci toate astea au un curs, un parcurs pe care noi o să încercăm să-l respectăm. O cerit ca de buget. Da. Și ne proiecta de buget. Aia, oare domnul primar? O să vorbesc de dezvoltare. Da. A, deci, e legat de ceea ce vă spuneam. Deci sunt alocați 150 milioane, 15.000 de lei pentru cu destinația pentru copiii la școală și cu ocazia asta v-am și prezentat, dacă e tot legat de componenta socială, v-am și prezentat-o. Deci venitul 15.000 de lei, cheltuiel 15.000 de lei. V-am spus, procedura vizează și primăria, dar și școala, totodată împreună. Cam asta ar fi. La capitolul următor, voi vorbi de strategie. Ca orice unitate administrativă, ca orice stat, ca orice instituții care încearcă să-și creneze o anumită evoluție în etapele următoare și o strategie de dezvoltare locală este absolut necesar. Din două considerente de bază. Una, să știi exact pe drumul pe care trebuie să mergi în etapa următoare și o altă chestiune este că aceste documente sunt necesare pentru a putea accede la programele de finanțare care sunt în etapa următoare. În lucru. Și tocmai de aceea cred eu că trebuie să o să aprobăm. Este făcută de un grup de specialiști, nu e vorba de un punct de vedere al meu personal, doar. Eu n-am făcut decât să prezint celor care se ocupă de strategie un serie de informații pe care le-am avut discutându-le de-a lungul anilor cu toții și puncte de vedere pe care eu, în calitate de primar, să spunem, le am, având în vedere și o anumită experiență izvorâtă din perioada cât am fost și sunt pe funcție. Deci, strategia vizează toate domeniile care sunt, să spunem, cu șanse de materializare pentru comuna Urechești, proiecte pe care noi le-am avut în vedere de-a lungul timpului și, totodată, modul de a le concretiza raportat la sursa de finanțare. Pentru că degeaba scrie o strategie sau nu știu ce, dacă nu te gândești la ce surse ai avea pentru a găsi soluții de implementare efectivă a obiectivelor pe care noi le avem în vedere. S-au făcut analize cât se poate de complexe, s-a văzut care sunt punctele tari și punctele slabe, analizele SWOT și toate, deci s-a constatat că avem și puncte bune, pozitive, avem și puncte mai puțin pozitive, care ne dau un punct slab al comunei Urechești și populația, ca să știți. Deci este una din chestiunile care ne dezavantajează. Deci avem un trend negativ de evoluție
vă spuneam și anul trecut, raportul dintre numărul de naștere și numărul de decese anul trecut a fost 5 la 2. Deci a murit 5 și s-au născut 2. Este un raport foarte, foarte dezavantajos pentru comună. Și fac încă o dată remarca, studiind arhivele, am constatat că în urmă cu 100 de ani se nășteau doar în Urecheștiu, care era comună, dar era de fapt două părți, sus și jos, fără celelalte sate, nu discutam celelalte sate. Se nășteau cam 40 și mureau cam 25. Deci aveam permanent un scop pozitiv. Deci e o chestiune destul de complicată și ar trebui aici avut în vedere aspectul ăsta. Iată că evoluția populației în general a cunoscut un trend negativ la nivel național, dar și noi am avut problema asta. În momentul de față există și procesul ăsta de migrare, de plecare în vest. Mulți s-au și stabilit acolo, alții s-au mai și întors. Credem noi că se va ajunge la o anumită stagnare, în etapă următoare, dar va mai dura ceva timp. Deci, cam asta ar fi, să spunem, în linie mare, chestiunea strategică. Deci vizează dezvoltarea efectivă a comunității în viitorii ani, până în 2020. 2020 care coincid, de fapt, cu exact cu perioada de implementare a noului program de dezvoltare cu finanțare europeană și nu numai. Și zic eu că în viitorii ani, cei care se vor regăsi în funcțiile publice de consilier local, de primar, de viceprimar, vor putea să-și creneze o viziune cât se poate de realistă, plecând de la liniile directoare, că de fapt o strategie asta își prezintă, liniile generale, prioritare ale comunității, urmând ca pe programele specifice să încerce să se implementeze concret în comunitate. Mai departe, ce mai există? Protocolul de colaborare cu Consiliul. Da. Cu Asociația Studenților. Deci, așa cum am prezentat și în ședințele, ultimele două ședințe care au avut loc, v-am explicat că se intenționează, din partea Asociației Scut Verde din Onești, să facem un protocol de colaborare pe perioada mai lungă, în care să încercăm să implementăm o serie de lucruri care vizează în special componenta asta de mediu, de protecția mediului, unde știm cu toții sunt probleme serioase și chiar zic eu că e binevenită intenția dânșilor de a încerca să facă ceva care să sensibilizeze normal comunitatea locală, chiar și pe alții, intrând într-un parteneriat cu care să putem să interacționăm, să comunicăm și vă spun că acest parteneriat are în vedere un cumul de persoane și de instituții cu care vom trece la implementarea efectivă a proiectului. Proiectul nu ne duce, atenție, spun încă o dată și repet, nu ne obligă pe noi din punct de vedere financiar, ca să nu am discuții cu tema asta. Deci proiectul îl susțin dânsii, în mare, cea mai mare parte, împreună cu persoane și instituții din țară și numai din țară. Din ce știu, există o colaborare complexă și din afara țării și vor să creeze în punctul de care discutau în Slobozia acest ecopark care să aibă trei obiective de bază la care ar veni și al patrulea, e vorba de spațiu interior ca un muzeu ecopar. Deci eu din punctul de vedere al efectului sau al modului în care acest obiectiv ar fi, să spunem, necesar, pot spune următorul lucru. E nevoie de orice măsură care duce la conștientizarea relației omului cu mediul. E nevoie de tot felul de mijloace prin care să facem educație față de mediu. Știm cu toții că avem în continuare și am avut
probleme destule la capitolul modului în care este percepută relația cu mediul. Și aici plecăm doar la simpla aruncarea unui gunoi aiurea și continuând cu modul în care este receptată nevoia de a planta un copac, care este un indicator și de civilizație, dar și de o implicare în comunitate, dar și o relaționare a omului cu mediul. Vreau ca proiectul să deruleze în limite și în termene cei mai buni. Vom încerca, din punct de vedere mediatic, noi ca și comună, să ne prezentăm așa cum trebuie. Vom participa împreună cu școala, împreună cu cetățenii, la o serie de acțiuni concrete în care să fim parteneri în toată structura asta. Ne vom deschide către toate instituțiile și către toți oamenii de bine care doresc să participe efectiv la implementarea unui asemenea proiect. Facem din asta un fel de promovare la comunității pe o componentă sensibilă, cea din mediu, și cred eu că pentru cum ne-au rechește, s-ar avea o bună vizibilitate. Și faptul că într-un mediu rural se are în vedere și un asemenea lucru este pozitiv. Deci cam asta ar fi de spus. Mai bine. Și ultimul punct de pe ordinea zi despre cotizația ADIM. Bun. Aprobarea cotizației ADIM. Vă rog. ADIM, știm că toți suntem membri în structura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, așa cum suntem membri și în Asociația Salvitare Bacău. Deci în cea de dezvoltare comunitară suntem membri ceva timp. E adevărat că activitatea în interiorul ADIB-ului a fost ceva mai restrânsă față de celelalte Asociația de Salvitare, în sensul că proiectele derulate prin ADIB au fost puține, foarte puțin, și au avut în vedere în special localitățile din jurul Bacăului. În schimb, participarea la asemenea structură de tip asociativ ne dă și perspectiva de a putea să accesăm și programe cu finanțare și care sunt de așa punctaj. Deci eu am mers întotdeauna pe ideea asocierii și o știți foarte bine. Am creat asociații, am condus asociații, am făcut în așa fel încât să ieșim cât se poate în lume și să creăm premisii pentru dezvoltare. ADIB-ul poate să reprezintă o alternativă în etapa următoare în ceea ce privește componenta de apă și de canal. Tocmai de aceea eu sunt de părere că vrem sau nu vrem, fiind membri în structura respectivă, este obligatoriu prin statut să stache și cotizația periodică. Deci nu ar fi nicio fel de probleme la capitolul ăsta. Cam atât, așa vă de spus. După ieșirea domnului primar, aș vrea ca să mă înscrieți la cuvânt. Da, aici. Domnul, Pasele. Două secunde. Da. A. Domnul Bucare, trebuie să-i? Domnul Bucare. Marcus. Altcineva. Lasă deschis. Gheorghe. Încă de azi. Dumitru. Aici cineva? Dogar. Andrei. Lăsăm lista deschisă și la urmă, dacă mai e cineva care vrea să intervină. Domnul Drăgăuț, are cuvântul. Da, mulțumesc. Primar, cu tot respectul, din prezentarea dumneavoastră a strategiei de dezvoltare, mare lucru nu s-a înțeles, pentru că n-a specificat niciun proiect de viitor, ați vorbit numai de niște lucruri generale. Da. Deci, fără un proiect viabil. De aici constat și din documentele de la ADIB, pentru că cotizația noastră e de 100 de lei, și aici scrie comune fără investiții și infrastructură de apă și canalizare. Deci, da, deci constatăm că proiecte pe viitor nu sunt. Mai ales de canalizare, care este o prioritate zero pentru
Păi, din acest document reiese că nu există, pentru că noi am fi avut o sumă mai mare. Uitați, comune cuprinse în lista de investiții prioritare pe 2014-2020, 1.000 de lei. Vă citesc... Vă dau răspuns la urmă, să înțelegeți. Da, vă citesc de aici. Da, mulțumesc. Altceva? Atât? Da. Mulțumesc, domnul Prohor. Dacă mulțumesc la urmă, când răspund, domnul Prohor. Domnul Mărcuț. Domnul președinte, domnul primar, mi-a luat-o înainte Drăgănuță cu problema asta. Același lucru aș vrea să clarificăm, nu că este ceva care nu e în regulă. Deci să încercăm să clarificăm că, într-adevăr, prin referatul... Mai scurt. Prin referatul trimis de la... Adică sau de unde este el, se spune clar acolo, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020 se va plăti 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. Proiectul de hotărâre arată clar că noi vom plăti suma de 100 de lei, adică să înțeleg că noi, comunele, comuna noastră, nu este cuprinsă pe lista de investiții de priorități pentru anul 2014-2020 și deci canalizarea de care noi o știm cu toții că trebuie să o facem și am avut proiecte de nenumărate ori și așa nu se înțelege pe românește. Bun. Deci este, eu nu contest faptul că nu este corect, dar nu se înțelege. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gheorghe Oio. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mă adresez în special colegilor consilieri și parcurgând ordinea de zi pentru ședința de astăzi, apropo de proiectul de hotărâre pe linie de asistență socială, mi s-a părut un raport complet în care doamna consilier Anca Mititelu a spus lucrurile așa cum le-a întâlnit pe teren. E o informare corectă, să zic așa. Proiectul de hotărâre privind strategia dezvoltarea comunei. Am vorbit și cu ședința de comisii, domnul președinte, este incomplet. Da? Deci vorbim de unde este referatul de la proiectul de dezvoltare, strategia dezvoltare. Deci lipsește, a lipsit și acum o săptămână, lipsește și astăzi. Pe baza cărei proiect, pe baza cărui referat s-a făcut proiectul, nu a ajuns în fața noastră. Pur și simplu, nu sunt informat. Dacă are cineva așa ceva? Nu are nimeni. Domnul primar, dar în față, care l-a prezentat mai înainte. Nu are nimeni, n-am înțeles. Deci asta trebuia să discutăm pe comisii, ca lumea să fie convinsă. Deci de asta lucrăm și pe comisii. Urmează proiectul cu Ecoparcul Cultural Urecheș, pe care îl avem prins în execuție, să zicem așa. Văd că s-au venit cu niște mici modificări, în speță scris și pe procesul verbal. Deci, noi trebuie să punem la dispoziția executantului, în speță scut verde, locul de la școala Slobozie, prima oară sub formă de închiriere, după care se va trece și la concesiune. E pentru prima oară când aud chestia asta. Deci nu a spus de concesionat către scut verde. Da, deci contract de concesiune, mă scuzați, mă adresez Consiliul Local în momentul de față. Deci ce e pus acolo din cauza asta nu am votat procesul verbal. Nu se poate ca noi să discutăm ceva și să treacă altceva. De concesiune pur și simplu nu s-a discutat. S-a discutat doar de faptul că cineva va face asemenea proiect în speță scut verde și cu o parte de contribuție proprie a Consiliului Local. Așa este, nu? Așa. Nu. Și acum de fapt și drept spune că îl va face scut verde 100%, deci noi nu facem absolut nimic acolo, dar o să-i concesionăm terenul. De ce s-au schimbat termenii de la o zi la alta? Nu știu. Și în plus față de asta ce am spus eu, am zis, dacă pe 4 februarie nouă ni s-a prezentat proiectul care trebuia să fie făcut la Slobozie, de ce în ianuarie el a fost prezentat ca ecoparc cultural Urechești în Unești? Deci asta mă depășește. Deci s-a prevăzut faptul că noi vom fi de acord cu treaba asta. Așa, și pe
La rectificarea bugetară am încredere în ce a spus doamna contabilă, e în regulă. Și pe chestie de contribuție către ADIB, iarăși, suntem pe ultimul loc, ca și comună, împreună bănuiesc și cu altele, în care, din ceea ce înțeleg eu acum, nu se va face nimic în viitor apropiat, din cauza că nu suntem în planul de investiții. Atât, cam atât am de spus și mulțumesc pentru... Are cuvântul domnul Lumitru. Da, mulțumesc, domnul președinte. O întrebare adresată domnului primar. La ședința ordinară, din data de 23.12.2015, când și domnii cei de la Exclusiv TV au fost prezenți, v-am atras atenția asupra stării degradabile a drumurilor din comună. Dumneavoastră răspunzându-mi că veți intra cu asfaltarea străzilor Alexandru Ioan Cuza, respectiv Ferdinand, începând cu data de după 1 martie 2016. Este adevărat sau nu este adevărat? Da, este adevărat. Păi chiar v-aș ruga, așa. Iar în legătură cu concesionarea terenului de la școala Slobozia, nu sunt de acord și nu cred că suntem în măsură să concesionăm acel teren. E o idee pe viitor bună, dar cu concesionarea nu sunt de acord. Mulțumesc. Mai aveți ceva? Nu, atât. Mulțumesc. Domnul Dogaru, vă bați de. Domnul primar, am trei întrebări. De la câte dosare avem în plată noi la asistență socială, la ora actuală. Am înțeles, sunt 110, nu? Peste 110? Nu, cam 110. Cam 110 dosare. Am funcție și copii. Da. Și vreau să știu cum se face identificarea copiilor care sunt cu asta, cu de la ajutorul de 15.000 de lei, care în familie. Și cine îi face identificarea? Școala, primăria, amândoi? Școala. Școala? Dar pe ce lege? Pe legea pe 248? Cu copiii, școala e cea care trebuie să identifice prin participarea la cursuri. Școala. Pentru că va ieși discuție, că știți? Participarea efectivă. Participarea efectivă. Și a doua întrebare o am cu dacă s-a făcut identificarea terenului pentru plantarea copacilor, pentru eco, partea verde. Ca să știm dinainte, ne trezim că plantăm copaci și nu aveam unde. Dacă terenul este. Și cu concesionarea, ca care spunea Dumitru, curtea școlii n-are mai mult de 1200 de metri pătrați cu tot cu clădiri. Scotul verde, nu știu cât ar ocupi pământ acolo. Mai mult de 100 de metri pătrați, nu. Și concesionarea la 100 de metri pătrați, nu prea văd așa mare pagubă comunică, că ia scotul verde 100 de metri pătrați. Este o clădire care se construiește pe 100 de metri pătrați. Nu se vinde pământ 100 de metri pătrați. Nu? Eu știu că se construiește. Dacă cineva crede că se vinde din suprafața aceea pământ, poate să face hoteluri, case, știu eu ce, pe capul altul. Nu știu. Se concesionează pentru a construi ceva. Și acel ceva rămâne în curtea școlii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Garu. Are cum domnul Andrei. Domnul Andrei. Domnul Andrei. O mare parte din punctele le-a atins colegii de Consiliu. Vreau să revin la procesul verbal. Eu am pus întrebarea domnului primar, ce facem pe perioada, deci cât se construiește? Și domnul primar ne-a răspuns că trebuie să dăm spre închiriere pe perioada construcției și pe urmă ne revine înapoi. Deci pe ce vorbiți? Deci despre procesul verbal, de ocupat. A zis că pe perioada, așa se procedează. Constructorul își face treaba acolo și pe urmă revine înapoi. Nici de cum că se dă spre concesionare după aia. Eu totuși sper să cred că a fost o greșeală de dictare a domnului secretar. Dar dacă confirmă domnul primar că se dă spre concesionare, eu nu sunt de acord cu așa. Și mai e cu programul de strategie. Dumneavoastră ați avut un discurs de în jur de 4-5 minute, o să le urmărească și cetățenii din comuna Urecheș. Nu știu dacă am înțeles ceva din programul dumneavoastră de strategie. Eu n-am înțeles nimica ce ați citit. Poate am înțeles la televizor, o să aibă răbdare să uite pe că ne filmează. Era bine prezentat dacă nu e politic. Dacă e politic înseamnă că e secret și o știți dumneavoastră cu
membrii dumneavoastră de partid, dacă e ceva pentru toată comuna în care trebuie să-l aprobăm cu toții, e pentru viitor, era bine prezentat la fiecare. Nu că vă, sau să credeți că vă fură cineva, domnule, doamne ferește, vă ia proiectele de acolo, sau... E bine să știe toată lumea de, în ce direcție merge. Că e comuna noastră, nu e comuna la altul, sau ținem și mâine pe mâine, poate plecați acasă cu programul în buzunar. Programul trebuie lăsat aici, dacă tot îl votăm sau îl punem spre aprobare sau ceva. Noi am mai aprobat acum 12 ani un proiect de strategie în care nu s-a respectat, n-am făcut nimic, ne rușine cum mai suntem consiliați, cel puțin în Consiliul Local. Vă spun drept că asta e... Deci, mai bine ar fi să ne apucăm de treabă să facem ceva. Eu aștept să ne-l dați și nouă, să trecem ora cu vederea prin programul dumneavoastră de investiții. Sau dacă l-ați făcut dumneavoastră, sau dacă l-a făcut altcineva, sau noi aprobăm să-l facă altcineva, să mai dăm niște bani, să ne facă nou un program de investiții, asta e altă spălătorie de bani, nu aveți decât să faceți ce credeți dumneavoastră. Asemenea. Asta am avut, mai era o multe, dar ăsta e tot. Mulțumim, domnule. Acum, deci mai e, domnule. Nu l-am. Ideea este următoarea. Eu am fost foarte clar. Nu fost. Strategia este concepută de un grup de specialiști care vizează dezvoltarea economică a localității în etapă următoare și vizează toate domeniile care sunt prioritare pentru ei. Aici vorbesc de drumuri, vorbesc de canale, vorbesc de obiectivele publice care mai sunt necesare, vorbesc de mediu, vorbesc de dezvoltare economică privată, vorbesc de tot felul de obiective care sunt necesare pentru o dezvoltare echilibrată, sănătoasă a comunității. Deci, astea sunt linii generale. Pe aceste linii generale vin... Pe aceste linii generale vin... Vă rog frumos, eu am vorbit... Vă rog frumos. Când e vorbit toată cu Nicu Dovea. Vă rog frumos. Domnul Andrei, când e vorbit de toată cu Nicu Dovea. Vă rog, mult mai... Sunt linii generale care... sunt absolut... necesare dezvoltării sănătoase a unei comunități. Ajung acum să explic și mai detaliat. O strategie, să facem normal analize foarte complexe și trasează elementele de bază pentru a vedea exact în ce situație ne aflăm și ce putem face în etapa următoare. Da? Priorități sunt multiple, începând cu canalizarea. Și aici fac următoarele mari. Când am spus-o de la început, în adimp, beneficiari au fost, în special, localitățile din jurul orașului Bacău. Au fost și alții pe conștiente politici, pe care toți cei din zona dumneavoastră care criticați știu mai bine de ce le-au dat, cum le-au dat. Doi. Canalizare în comuna Urecheș să vă faci. Garantat. Și să vă faci finanțări europene și numai europene, pe care suntem acum în măsură să spunem că se vor rezolva. Acum. Deci canalizarea va fi unul din obiectivele care se va ataca în etapa următoare și va fi cu finanțarea europeană și va fi accesat nu prin ADIB, va fi accesat prin programe special cu accesibilitate pentru administrațiile locale și va fi direct gestionat de administrația locală cum ne urechește. La fel și programul de drum. De asta, de fapt, este și necesar acum aprobarea strategiei, pentru că este solicitat programul de drum, măsura 72, hotărârea de Consiliu care vizează lucrul ăsta. Deci nu putem spune că nu se face drumuri și canale. Astea vor fi prioritățile în etapa următoare, indiferent cine va fi în Consiliu sau la primărie. Deci astea vor fi cele două priorități fundamentale, canalul și drumul. Altceva nu mai are comuna Urechești de făcut în momentul de față. Instituțional, comuna Urecheș și-o rezolva probleme. Are școli, are grădinițe, are biserici, are spații culturale, are tot ce trebuie. Are apă. Deci, în momentul de față, este în lucru, sau este cu șansa de derulare imediat acum, în urma licitației, cu cele două drumuri care vă vorbeam, în Slobozia, Alexandru Ioan Cuza și în Bănățărunca de Ferdinand. Și în etapa imediată, vor urma drumurile cu finanțare în satele Urechești, Cornețel și satul Nou. Da? Ca să fiu foarte clar și concret. Deci nu e vorba de alte priorități sau alte interese, nu știu de care. O dată, doi. Cu privire la parteneriat.
A spus atunci așa, și domnul secretar a fost foarte explicit, mi-am zis eu. Pentru început, oamenii ăștia vor să vină, sunt niște proceduri legale, ei vor să vină să așeze, să facă ceva pe teritoriu. Nu cred că trebuie să ne sperăm când ia cineva nu știu ce. Stabilim de comun acord procedurile, că nu le fac singur. Iar faptul că se accesează un program în etapa următoare, mă refer la posibilitatea ca cei de la Scuri Verde să facă mai mult decât ceea ce și-au propus aici. Deci mi se pare că este normal și este vorba și de predictibilitate. Adică dacă vrea cineva să facă pe banii lui, trebuie să fie un pic și deschis. Nu trebuie să fie, să disperie că ce nu știi din administrația locală sau din proprietatea nu știu care. Deci noi aici discutăm în etapa următoare cum vom proceda. Nu am trecut acolo la semnări de contracte sau alte lucruri de felul ăsta. Dar în schimb nici nu vreau să se rateze momentul în care să se mai facă și lucruri de acest tip. Mai ales că nu implică bugetar comuna Urechești. Cu bani, nu știu de care sau alte resurse. Nu. Oamenii sunt discurși. Ce o să facem noi în toată povestea asta? O să încercăm să fie luminat și protejat noaptea cu iluminatul stradal și cu iluminatul în zona respectivă, în așa gândire să nu se distrugă, să nu se fure, să nu se facă alte nebunii, vandalism și alte chestii. Da. Deci cam asta ar fi problematica. Nu am nimic de ascuns sau de spus peste. Deci, repet încă o dată, obiectivele prioritare ale Comunei Urechești în etapa 2016-2020 sunt și vor fi canal și drum. De celelalte nu mai avem obligații. Deci celelalte sunt rezolvate în cea mai mare parte și pot spune că de aici încolo avem capacitatea și managerială, și capacitatea, spunem, organizatorică și de a finanța în anumite obiective, în așa fel încât să mergem mai departe. Nu ne asumăm lucruri nebunești. Dar sunt lucruri absolut necesare pentru oameni, pentru comunitate. Sunt specificate, Dumnezeu. Sunt specificate în strategia dumneavoastră. Sunt prea, sunt specificate proiectările pe drumuri, pe canale, pe toate astea. De ce n-ați prezentat? Deci, din punctul ăsta de vedere. Nici nouă. Deci, eu vă prezint. Strategia vă prezint, de asta fac aici. Noi am lucrat pe comisii, de asta, așa. Vă arăt de și apoi, a rămas ca să ne predicem. Deci, eu nu am niciun interes de asta natură decât toate astea, da? Ce am spus. Deci, nu trebuie să privim politic o strategie de dezvoltare. Cineva făcea o aluzie, nu știu, de natură politică. Bă, fraților, strategia de dezvoltare este strategie cu caracter economic și social și implică dezvoltarea localității pe o perioadă determinată. Deci noi nu facem aici politică. Și eu nu fac politică. Dacă ați observat, eu în 4 ani de zile nu fac politică. Trebuie să știm și noi, domnule. Să o vedem și noi. Nu, am stat la dispoziția tuturor să mă contactați dacă aveți nevoie de informații. Sunt un om al dialogului și știi să vorbească ceea ce am de spus. Niciodată nu am întors spatele nimănui atunci când sunt întrebat. Nu puteți să mă acuzați de asemenea lucruri. Da? Deschis, principial, corect, cu respect, unul face celălalt. Întotdeauna a fost un om care a știut să respecte, să-l asculte și să-l înțeleagă cu cel care poartă un dialog. Bun. Mai departe. Legat de social, nu am ce spune mai mult decât atât. Este o problemă generală. Este implicit la localității noastre. Nu e o diferență uriașă în minus, în jos, față de alții. Dar nu putem spune că suntem pe roze sau la superlativ. Avem și noi problemele noastre care necesită măsuri de contracarare. Deci a găsi soluții în așa fel încât oamenii să depășească limita pragului de sărăcie. Există o zonă critică. Zona oamenilor bătrâni, zona oamenilor cu educație mai puțină, zona oamenilor cu anumite vicii și alte chestiuni. Deci sunt zone cu vulnerabilitate maximă pe care încercăm să le gestionăm cât se poate. De ori în care se reușește, vom vedea peste timp. Dar până atunci, zicem noi că trebuie să ne facem simțită prezența și în calitatea de primar, primărie, dar și în calitatea de consiliul local. Pentru a vedea și a lua totuși măsurile care sunt cele mai potrivite de fiecare care caz în parte. Deci, cam atât am avut de spus. Eu zic că am răspuns la toate întrebările. Eu vă mulțumesc. Consider că dacă s-au epuizat toate, și până la vot, mai e cineva.
Dacă vorbim de aia, vorba și de aia. A spus ceva. Consider că am băgat acolo toate temele și nu sunt în discuție. Da, domnule, dar nu știu de ce am băgat acolo. Deci, nu știu am atacat toate problemele. Stai să mă zic de ce. Domnule, la urmă este ședința Consiliului Local, trebuie să înțeleagă treaba. N-avem un solist. Deci suntem 13 consilieri care trebuie să discutăm între noi. Deci dumneavoastră poate ședința, domnul primar a făcut 90%. Când avem ședință mai între noi, ne bate cap în cap. Păi și când ne întrebă? E faptul de răspunde care ne-a răspuns până acum. Ședința ordinară, domnul președinte. Vă rog foarte mult, nu mai monopolizați. Eu? Dar nu vreau. Ne uităm pe... Așa, frumos, civilizat. Ne uităm pe timp. Cerim acum la... Mă, vă rog. Consider că toate interpelările, ați avut toate temele au fost discutate, dezvoltate și aprobate. Din punctul de vedere al primăriei, consider că multe nu mai am ce să spun decât atâta. Dacă se duce discursul într-o zonă a politicului, mi se pare că nu mai facem administrație locală, facem politică și o să zică lumea că suntem serioși. Deci recomand tuturor să găsească formulele cele mai potrivite, să nu facă politică și să găsească resorturile interne să fie obiectivi. Deci că obiectivitatea presupune și o anumită analiză interioară. Da. Deci eu consider că am găs. Mulțumesc, domnul primar. Aș vrea să nu despre proiectul, așa. Da. Deci problema mea este următoarea. Fac referire la domnul secretar. Ați făcut o notă de completare la procesul verbal, așa cum l-am cerut eu în ședințele anterioare, pentru ședința ordinară din 23-12-2015. Da. Și cu această notă de completare, dumneavoastră, vă rog să verificați din nou înregistrarea și să consemnați în procesul verbal, exact așa cum s-au petrecut lucrurile referitor la lucrările agricole care eu le-am atins acolo și am avut chiar un dialog cu domnul primar. Pentru că în felul cum a fost consemnat în procesul verbal din 23 și dumneavoastră nici prin note nu ați arătat, se lasă să se înțeleagă cu totul altceva. Eu am spus că oamenii să vină la consultări, să facem un proiect de hotărâre în care noi să le facem niște facilități ca ei să înțeleagă niște lucruri care să vină în sprijinul oamenilor din comun. Vă mulțumesc. Deci asta este problema care e. Atât. Dacă mai are cineva. Domnul Dogaru. Domnul primar. A venit cumva factura de la gunoi? Da. Asta nu știu. Dacă a venit factura, ce sumă are? Da. Da. Pot să răspund cu multe detalii. Nu, spuneți suma, că pe urmă știți că acum... Îmi place să vorbesc, domnule. Vă rog frumos. Și vine la fel. Ședința Consiliului Local. Domnul primar, dar știți regulamentul. Întrebarea e mea. Întrebarea e a domnului. O să ne întrebi. S-a adresat mie, domnule. Bine. Și Dumnezeu, ce altă lucru nu înțelegem. O sumă, nu trebuie să o cântați. Deci, domnule, sumă. Pot spune următorul lucru. Așa cum estimam, cum făceam calculele anterior și pe care le discutasem, deci cifra este de vreo 52 de milioane de lei, deci 5200 de lei, pe luna ianuarie. Și din punct de vedere al sustenabilității, adică a capacității noastre de a o achita, mi se pare că este rezonabil. Păi pusem niște calcule împreună. Și vă spuneam atunci, domnilor, dacă avem o factură mai mică de 100 de milioane, undeva la 80-70, așa, să spunem că o să reușim să o ducem mai departe. Dacă avem o factură foarte, foarte mare, nu o să fie capacitatea internă de a o duce. Pot să spun următorul lucru. Deci Ureșteștiu, în momentul de față, are capacitatea să o rezolve. E adevărat că la nivelul ADIS-ului sunt niște probleme care se încearcă să găsi rezolvări. Mă refer aici la anumite conflicte în anumite localități, cu neînțelegeri dintre Consiliul Local și ADIS, dintre primării și ADIS. Sunt lucruri personale ale anumitor comune care, și orașe chiar, nu ne privesc pe noi.
Pe noi ne privește, în schimb, calitatea serviciului pe care ADIS-ul face și posibilitatea ca noi să îl susținem, deci să-l achităm la termen. Există un risc, în schimb, la ADIS, dacă vor ieși din structură anumite entități administrative, se poate ajunge la desființarea ADIS-ului sau, mai bine spus, la reacția prestatorului față de ADIS și implicit față de toate comunele. Deci, în ADIS s-au făcut o serie de investiții, prestatorul și el a făcut o serie de investiții și acum se pune problema efectului economic. Și cred eu că dacă se va lucra cu înțelepciune atât din partea ADIS-ului, dar și cu deosebire din partea prestatorului, se va ajunge la situația în care se va depăși. Cred un singur lucru, că este și un an delicat, fiind un an electoral, se încearcă, ba de unul, ba de altul, să mai speculeze și politic, dar cred, după mintea mea, că în ceea ce privește Urecheștiul, care a avut experiența anterioară, care o colectat, gunoaie depozitat, gunoaie făcut tot felul de activități din astea și știm cât de greu ne-a fost, în momentul de față, constat o anumită disponibilitate din partea oamenilor de a primi serviciul și încercăm cât se poate să obligăm pe cei de la prestator să o facă și de calitate. Deci, deocamdată, asta e informația pe care o dețin. Altceva nu pot să vă mai spun decât că, probabil, în luna februarie, martie, când și cantitățile vor mai crește, cu siguranță că și suma va fi ceva mai mare. Dar nu cred că va fi mult mai mare decât a fost. Pentru că iarna a fost relativ blândă și cantități mari de gunoi s-au colectat în perioada asta, cât a fost bine, știți. Deci nu putem să ne așteptăm. Știți cum, în colectarea gunoiului la țară, la Urechești, eu am făcut așa o estimare și discutam noi chestia asta. Avem două vârfuri serioase. Avem vârful de primăvară și vârful de toamnă. Încă atunci ne înregistrăm cantități mai mari de gunoi. Restul, perioada de vară, iarna, sunt cantități mai mici. Deci reușim, cred eu, să gestionăm. Tot este să fim foarte, foarte atenți. Eu asta am avut discurs și vă mulțumesc. Domnul primar, tot la gunoi, noi aveam ceva foarte scurt. Vă mai spun ceva. La agenții economici s-a găsit, la capitolul gunoi, la agenții economici, prestatorul și-a asumat o diminuare a sumei, sau a cantității, mai bine spus, de la 1 metru cub la 0,5. La jumătate. Deci suma, practic, sunt jumătățești ca obligații de plată agenților economici. Numai? Da. Agenți economici. La agenți economici. Dar la populație? Mai, la agenți economici. De ce știu eu, după un an de zile se vor mai renegocia lucrurile în interiorul ADIS-ului și împreună cu prestatorul, chiar și prada asta vor mai avea luăm niște contacte. Deci, ușor, ușor, se vor mai așeza cât de cât situația. Dar v-am spus, riscul nu vine din interiorul comunei Urechești asupra ADIS-ului, riscul vine din partea altor entități administrative care pot genera situații perturbatoare, v-am spus, și cu pericolul maxim, ca în situația în care se distruge sistemul, aici mi-e teamă cel mai mult, dacă se distruge sistemul, să ajungem în situația în care să fie toată lumea pusă la plată, cum ar veni. Adică e vorba de foarte mulți bani care s-au investit și acum s-ar putea să se întoarcă invers. Deci ce pot să vă mai spun este și altceva. De exemplu, orașele a fost prin program, au beneficiat de foarte mulți bani pentru ecologizare, să știți. Comunele nu au beneficiat de niciun leu. Orașele, în schimb, au beneficiat de foarte mulți bani, sume de ordine, 1 milioane de euro, ca să-și ecologizeze acel grup de gunoi. Acum asistăm totuși la o reacție tocmai din partea orașelor. Lucrurile astea cred că erau și firești ca să petreacă. Domnul primar, când trecem la amenzi pentru gunoaile astea? Pentru că noi avem sistemul ăsta, colectăm gunoiul. Dar în afara localităților, deci la periferie, pe izlaz, îi plin de bidoane, de tot felul de așa. Și încă ceva. Avem și de aici, din biroul dumneavoastră, dacă vă uitați în partea așa, o să vedeți gunoaie și în spatele primării la noi. Și au fost, care au pus băieți, care au pus pavele. N-ai luat, le-au pus, le-au așezat lângă WC-ul ăla la ei acolo în față. E ceva urât. Aici, aici. În grădină la Mănăilă, e în grădină. A dus tot. Doamne, hai să le strângem. Dar se vede. Dacă noi, e în centrul satului. Nu poți, ca consilier, mergi pe teren și zici, dar ce aduci gunoiul ăsta aici? Că de atunci ai văzut gunoiul din spatele primării,
Și te trimite imediat, eu ca consilier zic, băi, dar nu-i frumos să punem așa. Avem sistemul, colectăm asta, da, și că dar nu ți-ai văzut gunoiul din noi, că spatele primăriei gunoi. Așa zice. Da. Și dacă ne uităm pe geam, în partea aia, la altă se vede, aici e frumos, în dreapta e frumos, în stânga e dezastru. Nu, hai să ne facem treaba și noi. Întâi dăm un exemplu la cetățeni și să ne facem treaba. Putem să dăm amenzi acum, avem poliție. Există o calită fie să mă știu ce e aruncată de unul sau altul, și înțeleg. Acum nu pot spune că e o groapă de unul în spatele primăriei, este exclus. Deci din punctul ăsta de vedere al amenzilor. Eu nu sunt întru totul adeptus al amenzilor, dar în situația în care oamenii nu vor să înțeleagă anumite persoane, deja sunt abilitați cei de la Poliția Comunitară, care fac serviciul de zi, să preocupe special în perioada asta de controlul persoanei depozitare a gunoaielor, aiurea. Procesul, în schimb, de conștientizare a modului în care aruncăm gunoiul, este un proces de durată. Eu l-am estimat atunci la vreo 4-5 ani, dar ai văzut că mai durează. Nu e simplu să regândim ca și oameni, relația cu mediul, dar cred eu că ușor, ușor, lumea s-a mai schimbat. Nu mai este cea care era în urmă cu nu știu câți ani, când aruncau gunoiul la întâmplare și oriunde. Vom mai avea de luptat la mentalitate, pentru că nu toată lumea înțelege adevărat foarte bine relația cu mediul, dar v-am spus, acolo unde constat că se încalcă regulile, vor mai fi aplicate și amenzi. Nu vreau să creadă lumea că am ceva cu cineva, dar nu vreau să tolerez și nu vreau să transform sub nicio formă imaginea localității care, zic eu, are o imagine destul de bună în ceea ce privește curățenia și ordinea. Deci, sunt probleme, recunoaștem, dar nu sunt de nerezolvat. Ceea ce, încă o dată, repet, în etapa următoare, de la începând cu 1 martie, intrăm într-un program complex de curățare generală, am făcut-o în fiecare an, în care avem în vedere curățenii, avem în vedere plantări de copaci și avem în vedere tot felul de acțiuni care să dea o față proaspătă, nu nouă, este o față proaspătă, atât interiorul cât și exteriorul localității. Aici cred că și consilierii pot să participe în sensul de a interveni acolo unde se constată că oamenii mai fac și greșeli. Nu putem să catalogăm pe toată lumea că face treaba asta. Ar fi exclus. Sunt oameni care înțeleg foarte bine și majoritatea înțelege lucrul ăsta, dar în schimb mai sunt și cazuri e adevărat izolate. Eu vă mulțumesc de observații și cred că vom găsi formulele cele mai eficiente. Domnul primar, vă rog tare mult, o singură problemă, referitor tot la problema cu gunoaiele. Da. Eu, la o ședință anterioară, am susținut, susțin și în această ședință, că cine crede că poate să aibă un cuvânt de spus, și cred că dumneavoastră sunteți, să luați măsurile necesare, să faceți notificare, pentru că nu se justifică venirea mașinii de gunoi de 4 ori pe lună în comună. Să plimbă pur și simplu fără a colecta gunoi. Toată lumea gunoi. Știe că vine gunoi în fiecare miercuri, numai vorbim pariurile. O secundă. Și în felul ăsta, și în felul ăsta poate să găsește o soluție ca și la persoane fizice să facă o diminuare a... Poți să-l răspund, da? Poți să vă dau răspuns. Deci, vă dau răspunsul în felul următor. Să știți că în ultimele săptămâni am fost extrem, extrem de implicat în treaba asta. Am participat la tot felul de întâlniri și discuții. Chestiunea se pune în felul următor. Colectarea săptămânală a gunoiului la țară este stabilită de legi. Colectarea de 3 ori pe săptămână la oraș, tot de legi stabilită. Deci nu putem sări din niște reguli care sunt stabilite de legiuitor. Cu privire la cantități, e adevărat, cantitățile sunt nu întotdeauna foarte mari, dar asta nu trebuie să ne sperie. V-am spus, avem 2 indicatori de care trebuie să ținem cont. Indicatorul populației și indicatorul metric cub, cantitate. Deci nu putem să sărim din regulile astea. Și cred eu că dacă vom fi atenți și la ceea ce dăm noi, ca și gunoi menajer, dacă vine săptămâna, nu este o problemă. Cantitatea, da. Cantitatea. Da, asta e pentru anul ăsta, nu? Deci, domnule, cantitatea de gunoi, da. Cantitatea de gunoi pe care o dăm este variabilă. S-ar putea ca o factură să fie ceva mai mare, o factură să fie ceva mai mică.
Totul este să nu avem niște cantități aberante pe care să nu le putem plăti. Deci, dar e adevărat, și indicatorul populației este foarte important. Pentru că populația e cea care generează. Și nici nu am, eu am pus foarte serios problema, domnule, eu în comuna Urecheș nu am populația de la recensământ. Sunt foarte mulți plecați. Păi vedeți. Deci, eu trebuie să găsesc formula în care să mă echilibrez. Deci, eu zic că, așa ca și debut, nu-i chiar de speriat, este în schimb perfectibil. Așa, de anul viitor, cu siguranță că am înțeles și contractul va fi iarăși rediscutat între cei doi, mă refer și Adis și Rompres, așa. Și cred eu că vor găsi o soluție de interes reciproc. Problema se pune să existe o anumită disponibilitate și în partea prestatorului, în sensul că aici lumea, este problema. Lumea, sunt localități unde lumea, este în situația noastră, am stat de vorbă cu foarte mulți primari. Sunt localități în care sunt în situația Urecheștiului, au prestat serviciul și înainte, înainte oamenii știau, cunoșteau, aveau o anumită experiență, își plăteau obligația. Sunt și localități care debutează acum. Acolo e dezastru. Acum, începând de anul ăsta. Au debutat în ianuarie. Sau sunt localități care n-au vrut să colecteze un gram în anul ăsta. Dar ești la limita legii, pentru că nu ai unde să-l mai dai. Gândiți-vă, nu ai decât un singur loc autorizat care să-ți preia gunoiul. Societatea, de exemplu, și noi, am avut societățile din Vrancea care ne preluau gunoiul. Vreau să vă spun că acele societăți au închis activitatea. Deci ele aveau licență, aveau tot ce le trebuie, dar în momentul în care s-au schimbat lucrurile, gata. Deci nu mai e alternativa să găsești pe altcineva cu care să faci acel serviciu. Deci să înțelegem că e o chestiune așa. Da, domn primar, i-am spus domnului președinte, da. Vreau să întreb la dumneavoastră, domnul viceprimar, există vreo limită de vârstă pentru branșarea la rețeaua de apă? Ce limită de vârstă? Deci, vă spun, este o persoană în vârstă la pat, se cheamă Pavel Olimpia, nepotul ei de la Ajut, o știți, care este numele meu acolo? I s-a spus așa, a venit să facă contract să branșeze la potabilă. Și i s-a spus de la primărie, noi se face contract, nu o branșează, pentru că are o vârstă, da, are o vârstă înaintată și dacă ea moare nu știu când și contractul, și cine îl mai plătește? Și rămâne apa deschisă și o consumă altcineva. Da. Poți în zona de rizor. Nu. Deci femeia nu putea să vină să... Și-a venit băiatul. Da, știți ce-i vorba. Așa, i s-a sugerat să vină cel tânăr, care are acta acolo, să vină să-și facă contractul. Mi-a spus că a venit și i s-a spus... Deci atunci... Deci omul unul care este rău intenționat. Eu nici am întrebat, îi este limite de vârstă. Deci femeia este paralizată, se nu duceți în zona derizorului, e păcat. Azi, că nu știu mai păcat. Vă rog frumos. Deci, fel, a venit nepotul și s-a spus că... Domnule, am început. Hai să terminăm discuția. Deci, trebuie să prezinte cel tânăr care are, de fapt, și moștenirea acolo, să-și facă contractul, așa, cu primăria și să pesteze ce are el presat acolo. Vreau să spun vorba. Mă, frate. Chiar așa. Dar e un drept fundamental, da. Că am discutat anterior. Păi viața. El a venit cu argumentul ăsta. Asta cu obiecțiunea lui, dar nu e cea... Da. Am întrebat ca să știu, băi, dar eu știam că orice cine poate să branșeze la... Odată ce ți-ai făcut un contract, plătești legal... Eu nu mi-am amintit să-i moară atât vreodată. Nu-i moară? Nu știi. Nu mi-am amintit să vii venit și să spun... Băi, eu... Domnul președinte, vreau să spun și eu ceva. Deci, domnul, un pic, două secunde. Care vorbiți-o, dar nu vorbiți de școală. Scris pârtiși. Domnul primar, numai o secundă, că am o problemă chiar importantă. Deci, prin execuția drumului ăla de la șosea la Lunca Dochii, trebuie să vorbim cu ăștia de la drumuri, să pună niște indicatoare. Asta e singura problemă pe care am. Pe șoseaua națională. Da. Nu că spre unde se duce, dar drum la dreapta și drum la stânga. Sau... Da. Atât am vrut să spun. Vă mulțumesc. Domnul, da. Pune la vot material. Am dat cuvântul. Ce vreau să vă spun? Apropo de legea 215 și de regulamentul de funcționare a Consiliului Local, domnul primar, vorbind destul de mult, cam contravine cu
cu desfășurarea ședințelor Consiliul Local. Deci v-am ales președinte, noi am lucrat pe comisii, noi deja putem să avem discuții în ședința ordinară și să, deci, să vorbim între noi, să ne clarificăm problemele și să trecem pe la vot. Nu mi se pare corect ca să vină domnul primar să ne pună în postura ca și cum am venit neinformați. Deci domnul primar când vine și începe ședința vorbește despre absolut toate lucrurile, dar noi deja chestiile astea le discutăm pe ședințele pe comisii și le trimitem în ședința ordinară dându-le aviz favorabil. Deci noi știm. Sau nu. Sau nu, dar am avizul ajuns... din comisia de specialitate este consultativ. Hotărârea se ia în consiliu... Am înțeles, dar noi, domnul președinte, noi venim informați aici. Deci noi venim informați. Ce a primit informații necesare astăzi. Vreau să noi. Am înțeles, dar noi am venit cât de cât pregătiți de pe comisii. Deci în altă parte nu prea se obișnuiește așa. Deci vreau să vă spun că e greșeala dumneavoastră, nu v-ați informat. Nu, eu m-am informat foarte mult. Ideea este că ar trebui, vă rog frumos să respectați dreptul la cuvânt. Ați înțeles ce vreau să spun? De trei ori. Deci, nu, e a patra oară. Noi trebuie să vorbești de 5 ori, fiindcă conform regulamentului, când e vorba direct de regulament, articolul 53, domnul președinte, zice așa. Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de către un alt vorbitor sau în cazul în care se cere cuvântul în probleme de regulament. Eu l-am cerut în probleme de regulament. Dar până acum, în cuvântul dumneavoastră, ce ai vorbit? Eu v-am spus că acum am cerut pe regulament. Atât. Deci vreau ca dumneavoastră, ca și președinte de ședință, să conduce ședința conform regulamentului. Mulțumesc, spui cum să conduc, dar eu știu să conduc ședința, cred că dispune bine. Nu, și o întrebare către dumneavoastră. A început campania electorală? A început campania electorală? Nu, nu, nu. E regulă, mulțumesc. Dumneavoastră ați început campania electorală. Dumneavoastră. Spunând de regulament, am început campania electorală. Stimați colegi, vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat, dar spuneți, trebuie să spunem la vot. Ședința s-a încheiat cu diverse. Ședința se încheie cu diverse. Dar n-a fost la diverse astea? Supun la vot proiectul de hotărâre prin aprobarea raportului prin acțiune socială. Cine este de acord? Cineva împotrivă? Să abține? Nu. Mulțumesc. Raport de hotărâre prin aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunii. Cine este de acord? Cine se abține? Noi ne abținem că nu... Trei abțineri. 5. Prin motiv că nu am studiat material complet. A prezentat domnul primar. Acum ceea ce se face acum. Dacă am înțeles cetățenii care se uită pe site, am înțeles și noi. Proiect de o hotărâre privind aprobarea protocolului cadrul de colaborare în zidul neștiințe sau piramida creației. Scuze. E cu... Dar cu treabă merechești. Cine este de acord? Cine se abține? Trei abțineri. Nu suntem de acord ca să concesioneze acel teren. Cu specificare acolo, nu suntem pentru concesionare. Asta de construcție, dar să specificați în procesul verbal. Asta avem aprobarea protocolului cadru. De colaborare. Nu spune de asta. Nu se merge n-am aprobat nicio concesionare acum. S-a votat. Supun la vot proiectul de hotărâre prin aprobarea cotizației activ pentru anul 2016. Cineva împotrivă, contra? Unanimitate. Și proiectul de rectificare bugetară referitor la copii, dacă nu suma de bani. Ce-și de acord? Mulțumesc. Și cu asta ședința se închidă. Mulțumesc din partea noastră.